Din punct de vedere științific, primii strămoși ai oamenilor au apărut cu aproximativ 2,5 milioane de ani în urmă, iar primele microorganisme au apărut pe Pământ cu 3,5 miliarde de ani în urmă. Oamenii de știință încearcă să reconstruiască istoria planetei de sute de ani, dar cu fiecare nouă descoperire se dovedește că sunt departe de atingerea acestui obiectiv. În acest episod vă voi povesti despre cele mai impresionante descoperiri arheologice care pot schimba complet percepția despre viața de pe planeta noastră. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Piltdown Man a fost un fals arheologic notoriu, care a constatat dintr-o combinație de cranii și oase descoperite în 1912 și 1915 în Piltdown, East Sussex, Anglia. Această descoperire a fost prezentată ca fiind o dovadă a unei specii de hominizi care ar fi prezentat veriga lipsă dintre maimuțele antice și Homo sapiens. Descoperirea a fost inițial considerată deosebit de importantă și a stârnit un interes considerabil în lumea științifică. Însă, în anii care au urmat, au apărut suspiciuni cu privire la autenticitatea descoperirii. Oamenii de știință au început să examineze mai atent fosilele și au descoperit că craniile și oasele proveneau de la diferite specii de mamifere, inclusiv de la un cimpanzeu și un elefant preistoric. Acest lucru a confirmat că Piltdown Man era de fapt un fals elaborat. Se crede că falsificarea a fost realizată de către unul sau mai mulți indivizi, iar motivul exact al falsificării rămâne neclar. Unii consideră că acest fals a fost creat pentru a sprijini anumite ideologii sau teorii în domeniul evoluției umane, în timp ce alții consideră că a fost o glumă malefică sau chiar o încercare de a obține notorietate. Piltdown Man este acum un exemplu clasic al perioadelor și riscurilor asociate cu interpretarea greșită a descoperirilor arheologice și paleontologice. Acest caz a dus la o mai mare atenție asupra rigorii științifice și a necesității de a verifica și valida descoperirile înainte de a le accepta ca dovezi în domeniul cercetării științifice. Kenny Wickman este numele dat unui schelet uman fosilizat descoperit în 1996 pe malul râului Columbia, în apropierea localității Kennewick din statul Washington, SUA. Descoperirea acestui schelet a stârnit un interes intens în comunitatea științifică și în public din cauza vechimii sale și a importanței în studierea istoriei umane din America de Nord. Scheletul lui Kennewick Man este datat ca având o vechime de aproximativ 8-9 mii de ani, ceea ce îi plasează în perioada paleo-indienelor din America de Nord. Acest lucru sugerează că individul a trăit într-un timp foarte îndepărtat înainte de sosirea exploratorilor europeni în America. Analizele scheletului au arătat că Kennewick Man prezintă trăsături fizice distincte care au provocat dezbateri și controverse în rândul cercetătorilor. Unele trăsături, cum ar fi forma craniană și dimensiunile scheletului, au fost asociate cu populații ale asiatice sau cu grupurile aborigene din regiunile arctice. Aceste descoperiri au adus noi întrebări și perspective asupra originii și migrațiilor umane în America de Nord. Descoperirea lui Kennewick Man a fost asociată cu controverse legate de custodia și studierea sa. Triburile amerindiene locale au susținut că scheletul ar trebui să fie înmormântat conform tradițiilor lor, iar această cerere a generat dispute legale și dezbateri etice și culturale. În ciuda acestor controverse, importanța științifică a lui Kennewick Man este incontestabilă. Acest schelet fosilizat oferă o perspectivă unică asupra populațiilor preistorice din America de Nord și a evoluției umane în această regiune. Analizele ADN-ului și studiile osteologice au furnizat informații valoroase despre migrațiile umane, adaptarea la medii diferite și diversitatea genetică a populațiilor preistorice. Astfel, Kennewick Man rămâne un subiect important și fascinant în domeniul arheologiei și antropologiei umane, ilustrând complexitatea și diversitatea istoriei noastre evolutive și a interacțiunilor umane din trecutul îndepărtat. Omul din Cedar este una dintre cele mai vechi fosile umane descoperite în Regatul Unit și una dintre cele mai cunoscute descoperiri paleoantropologice din lume. El este reprezentat de un schelet parțial, inclusiv un craniu aproape complet, descoperit în peștera Gough din Georges de Chander, Somerset, Anglia. Acesta este cunoscut și sub numele de Omul Cedar sau Omul din Gough's Cave. Istoria descoperirii lui Omul din Cedar începe în secolul al XIX-lea,
când, în 1903, oaspeții peșterii, o pereche de căutători de fosile, au găsit scheletul parțial. Datând din perioada epocii de piatră târzie, scheletul a fost datat în principal în perioada mezoliticului, având aproximativ 9000 de ani vechime. Craniul omului din Cheddar este remarcabil pentru faptul că a fost unul dintre primele schelete umane descoperite în Europa, care a arătat oameni moderni sau Homo sapiens. Acest lucru a fost important în demonstrarea existenței populațiilor umane moderne în Europa, în timpurile preistorice. În plus, analiza scheletului a furnizat informații valoroase despre aspectele fizice, modul de viață și sănătatea oamenilor din acea perioadă. Omul din Cheddar a fost subiectul unor studii și cercetări extinse de-a lungul timpului. O analiză ADN-ului extras din rămășițele sale a oferit informații suplimentare despre istoria populațiilor umane din Europa și despre relațiile genetice între acestea și ale altor grupuri umane. Astăzi, rămășițele omului din Cheddar sunt păstrate și expuse cu grijă la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, fiind unul dintre cele mai importante artefacte arheologice care ne ajută să înțelegem evoluția și preistoria omenirii. Hallucigenia este un gen de animal fosilizat care a trăit în perioada cambriană timpurie, acum aproximativ 500 de milioane de ani. A fost descoperită și descrisă pentru prima dată în anii 1970 și este considerată una dintre cele mai bizare creaturi care au existat vreodată pe Pământ. Iată câteva aspecte interesante despre Hallucigenia. Hallucigenia este cunoscută pentru aspectul său unic și bizar. Era un animal mic, cu un corp cilindric și cu o serie de tuburi sau ace rigide care ieșeau din corpul său, asemănătoare cu o colecție de găuri și cuie. Această anatomie ciudată a determinat paleontologii să își imagineze diverse ipoteze cu privire la modul în care animalul se mișca și se hrănea. Primele fosile de Hallucigenia au fost găsite în formațiuni din ceea ce este acum Columbia Britanică și Canada. Inițial, interpretarea aspectului său a fost confuză și au existat mai multe ipoteze contradictorii cu privire la orientarea corectă a corpului și la modul de viață al acestui animal. Reconstrucții și înțelegerea ulterioară. Cu timpul, mai multe descoperiri și tehnici de investigație au permis paleontologilor să reconstruiască mai precis aspectul și modul de viață al lui Hallucigenia. Se crede acum că animalul avea parte superioară a corpului acoperită cu ace rigide, iar partea inferioară era mai moale și flexibilă, posibil utilizată pentru deplasare și alimentație. Hallucigenia este considerată unul dintre strămoșii arachnidelor și altor grupuri de atropode, cum ar fi cheliceratele. Studiile asupra acestui animal au adus informații valoroase despre evoluția formelor de viață complexe în perioada cambriană și au contribuit la înțelegerea diversității timpurii a vieții pe Pământ. Se crede oficial că primul prototip al bujiei a fost inventat de inginerul francez Étienne Lenoir în anul 1860. Cu toate acestea, o descoperire accidentală în sudul Californiei a pus la îndoială acest fapt. În anul 1961, Mike Mixael, Wallace Lane și Virginia Maxey au mers în munți pentru a colecta diverse pietre și minerale interesante. Acești trei oameni aveau o mică afacere care vindea bijuterii făcute din pietre semiprețioase pe care le colectau în timpul expedițiilor. Pe parcursul căutărilor lor, au descoperit un obiect ciudat și au dat seama că era vorba de o formațiune geologică. Revenind acasă, cei trei au decis să analizeze mai atent piatra necunoscută pentru a afla ce se află în interior. Au descoperit un obiect rotund alb, realizat dintr-un material asemănător cu ceramica, cu o tijă metalică subțire de 2 mm în centru, care reacționa la un magnet. De asemenea, au observat că exteriorul era acoperit cu scoici. În interiorul obiectului mai erau două componente asemănătoare cu un cui și o șaibă, iar suprafața exterioară avea o formă hexagonală. Virginia Maxey a dus descoperirea la un prieten geolog, care a afirmat că ar fi fost necesar cel puțin 500.000 de ani pentru a se forma o astfel de acumulare densă. Mai târziu, obiectul a ajuns în mâinile unui creaționist numit Ron Cole, care a început să-l studieze folosind razele X. Aceste imagini au atras interesul multor oameni de știință și cercetători, care au început să propună teorii cu privire la scopul mecanismului. Cea mai interesantă dintre aceste teorii s-a dovedit a fi ipoteza redactorului revistei Info, Paul Willis. El a observat că toate elementele descoperite corespund structurii unei bujii, forma hexagonală a corpului, un izolator din porțelan sau ceramică și un element subțire metalic în mijloc. Cu toate acestea, pentru moment, această versiune necesită dovezi suplimentare pentru a fi confirmată.
Pithecanthropus este un gen de hominid dispărut, cunoscut și sub numele de Homo erectus, care a trăit în perioada Pleistocenului, acum aproximativ 1,9 milioane de ani până la aproximativ 143.000 de ani în urmă. Acest gen este considerat unul dintre primii membri ai genului Homo și reprezintă o etapă importantă în evoluția umană timpurie. Primele fosile atribuite Homo erectus au fost descoperite la începutul secolului al XX-lea, în Java, Indonezia, de către paleontologul olandez Eugen Du Bois. Această descoperire a fost denumită popular Omul din Java și a fost una dintre primele fosile umane timpurii descoperite și studiate în mod detaliat. Homo erectus era caracterizat de un creier mai mare decât cel al strămoșilor săi, Australopithecus, dar mai mic decât creierul uman modern. Avea o postură erectă și trăsături faciale și scheletice specifice, cum ar fi o mandibulă robustă și o creștere a dimensiunii corporale în comparație cu speciile anterioare. Una dintre caracteristicile remarcabile ale lui Homo erectus este abilitatea sa tehnologică. Acești hominizi au fost capabili să producă și să utilizeze unelte de piatră primitive, precum ciocanele de piatră și topoarele pe care le-au folosit pentru a mânca, a tăia materiale și a construi adăposturi. Aceste abilități tehnologice au fost esențiale pentru adaptarea și supraviețuirea lor în diverse medii și condiții. O altă trăsătură notabilă a lui Homo erectus este capacitatea sa de a migra și de a coloniza diferite regiuni ale lumii. Fosile și artefacte asociate cu Homo erectus au fost găsite în Africa, Asia și chiar Europa, indicând o dispersie geografică semnificativă a acestei specii umane timpurii. Prin intermediul studiilor paleontologice și arheologice, cercetătorii au acumulat o înțelegere mai profundă a vieții și a evoluției lui Homo erectus. Această specie a avut un impact semnificativ asupra evoluției umane, contribuind la dezvoltarea abilităților tehnologice și de adaptare care au fost esențiale pentru succesul continuu al speciei noastre pe planeta noastră. Pe insula Seymour din Antarctica, un om de știință, Killian, a descoperit un ou uriaș din epoca dinozaurilor. Oul era destul de moale și semăna cu o minge de fotbal dezumflată. Dimensiunile sale erau de 29 pe 20 de centimetri. A fost al doilea după oul păsării dispărute din Madagascar, Aepyornis. Oamenii de știință au stabilit că vârsta descoperirii a fost de 68 de milioane de ani. Cui aparținea rămâne necunoscut, dar paleontologii cred că acesta este oul unui Mosasaurus, o șopârlă de mare dispărută. Pe teritoriul Antarcticii nu au existat niciodată animale atât de mari capabile să depună un ou de dimensiuni gigantice, cu excepția mozazaurilor. La câteva zeci de metri de descoperire, arheologii au descoperit fragmente din scheletul unui mozazaur, dar nu existau dovezi că individul ar fi asociat cu oul. În plus, experții au ajuns la concluzia că oul a fost depus de un animal care atingea cel puțin 7 metri în lungime și mozazaurii erau cam de aceeași dimensiune. Paleontologii care au studiat descoperirea cred că puiul a clocit din ou imediat ce a fost depus. Aceasta înseamnă că era pe deplin matur și gata pentru viața independentă. Dacă oul aparținea într-adevăr unui mozazaur, descoperirea va ajuta oamenii de știință să învețe mai multe despre caracteristicile vieții șopârlelor dispărute de mult. Gelicoprion este un gen de pește cartilaginos preistoric, care a trăit în apele oceanice în perioada Permianului târziu și Triasicului timpuriu, acum aproximativ 290-250 de milioane de ani în urmă. Acest pește face parte din clasa Chondrichthyes, care include rechini, dar aparține unui grup numit Helicoprionidae, care este cunoscut pentru caracteristica sa distinctivă și anume spiralarea danturii. Caracteristica cea mai distinctivă a Gelicoprion este dantura sa spiralată. Fosilele acestui pește au arătat că avea un set de dinți așezați într-o formă spiralată sau într-un elice, asemănătoare cu o moară. Această structură dentară unică a provocat multe controverse și întrebări în rândul paleontologilor, în legătură cu modul în care era folosită și modul de alimentație al acestui pește. Despre modul exact de viață al Gelicoprionului există încă speculații. Se crede că era un prădător activ în oceanele preistorice, vânând alte creaturi marine, dar detalii precum dieta exactă și modul de utilizare a danturii spiralate rămân subiecte de cercetare. Fosilele de Gelicoprion au fost găsite în diverse locuri, inclusiv în Statele Unite și Rusia. Pe baza fosilelor, paleontologii au încercat să reconstruiască aspectul și comportamentul acestui pește, dar există încă multe necunoscute în legătură cu el. Studiile asupra Gelicoprionului și altor creaturi marine preistorice au contribuit
contribuit la înțelegerea evoluției și diversității vieții în oceanele preistorice. Aceste animale oferă indicii importante despre modul în care viața marină s-a dezvoltat și a evoluat de-a lungul timpului geologic. Descoperirea a 5 cranii la situl arheologic de la Dmanisi din Georgia reprezintă o revelație remarcabilă în domeniul paleoantropologiei și al studiului evoluției umane. Aceste cranii sunt legate de specia Homo erectus și oferă o privire fascinantă asupra evoluției timpurii a omenirii în afara continentului african. Situl de la Dmanisi a fost descoperit în anii 90 și a devenit unul dintre cele mai importante locuri de excavații arheologice din lume pentru înțelegerea trecutului uman îndepărtat. Descoperirea acestor cranii împreună cu alte fosile și artefacte a adus o contribuție semnificativă la cunoștințele noastre despre evoluția și dispersia umană. Craniile descoperite la Dmanisi reprezintă o diversitate remarcabilă în ceea ce privește trăsăturile morfologice. Această variație a stârnit dezbateri și discuții ample în comunitatea științifică. Unele caracteristici ale acestor cranii sunt caracteristice speciei Homo erectus, cum ar fi dimensiunile și forma generală a craniului, dar altele reprezintă trăsături mai primitive sau mai variate, ceea ce sugerează o complexitate evolutivă în cadrul acestei populații timpurii. Un aspect deosebit de important al descoperirii de la Dmanisi este legat de ipoteza unei migrații umane timpurii din Africa către Eurasia. Faptul că aceste cranii au fost datate la aproximativ 1,8 milioane de ani urmă susține ideea unei dispersii umane mult mai devreme decât se credea anterior. Acest lucru subliniază adaptabilitatea și capacitatea de supraviețuire a strămoșilor noștri în fața schimbărilor de mediu și a migrării în teritorii noi și diverse. De asemenea, descoperirea de la Dmanisi indică faptul că hominizii timpurii precum Homo erectus s-au confruntat cu variabilitatea și diversitatea mediilor în care au trăit, de la peisaje deschise și aride la zone mai umede și mai verzi. Această adaptabilitate este o ilustrare fascinantă a capacităților umane timpurii de a se adapta și a supraviețui în condiții variate. În nord-estul statului Illinois a fost descoperită o fosilă de crab potcoavă, care datează de peste 350 de milioane de ani. Pentru prima dată pe Pământ a apărut în era paleozoică, adică în urmă cu aproximativ 485 de milioane de ani și continuă să existe până în zilele noastre. Fosilele vii au o valoare deosebită pentru paleontologi, pentru că datorită lor, oamenii de știință primesc informații despre schimbările evolutive în anatomie, comportament și nutriție. Fosila descoperită de crab potcoavă a fost conservată perfect. După un studiu detaliat, un paleontolog de la Universitatea din New England și Australia a fost capabil să observe urmele creierului și a altor părți ale sistemului nervos al antropului antic. După această descoperire, oamenii de știință au reușit să compare creierul și sistemul nervos al acestui specimen cu structura crabilor potcoavă modern. Se pare că timp de mai mult de 300 de milioane de ani nu s-au produs schimbări în aceste animale. Descoperirea a făcut posibilă completarea lacunelor în construcțiile despre structura internă a anticilor crab potcoavă și compararea acestora cu rudele moderne. Longisquama este un gen de reptile preistorice cunoscut pentru descoperirea fosilelor sale în depozitele din Kazakhstan și Siberia. Aceste fosile sunt extrem de importante din punct de vedere științific, deoarece Longisquama este considerată a fi o legătură importantă în evoluția dinozaurilor și a păsărilor. Longisquama a trăit în perioada Triasicului târziu, acum aproximativ 230 de milioane de ani. A fost o reptilă mică, cu un corp alungit și membre subțiri, adaptată pentru viața în copaci. Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale lui Longisquama este prezența unor structuri neobișnuite numite parapene, care sunt asemănătoare cu penele sau structurile asemănătoare penei. Descoperirea Longisquama a stârnit interesul paleontologilor și a cercetătorilor, deoarece aceste parapene sunt considerate precursori ai penelor de păsări. Acest lucru sugerează că Longisquama ar putea fi unul dintre strămoșii timpurii ai păsărilor sau a unui animal care a avut un impact semnificativ asupra evoluției păsărilor. În plus, Longisquama prezintă unele caracteristici anatomice interesante, precum dinții specializați și alte adaptări pentru alimentație și modul de viață în copaci. Aceste aspecte ajută la înțelegerea modului în care reptilele au evoluat și s-au adaptat la medii diferite în istoria evoluției lor.
Oviraptorul este un gen de dinozaur teropod care a trăit în perioada Cretacicului Târziu, acum aproximativ 70-75 de milioane de ani în urmă. A fost descoperit în Mongolia și China și a fost denumit în 1924 de către paleontologul american Henry Fairfield Osborne. Numele său, Oviraptor, înseamnă host de ouă, deoarece primele fosile au fost găsite aproape de niște ouă de dinozaur, iar inițial s-a crezut că Oviraptorul se hrănea cu acele ouă. Cu toate acestea, ulterior s-a descoperit că ouăle respective aparțineau probabil unui alt dinozaur și că Oviraptorul era în realitate un părinte devotat care își apăra propriile ouă și copiii. Oviraptorul avea o anatomie ușor ciudată, cu un cap mic și cu un cioc fără dinți. Caracteristicile sale sugerează că se hrănea cu insecte, micromame sau alte mici animale. Avea membrele anterioare puternice și a fost unul dintre primii dinozauri care au fost reprezentați într-o poziție apropiată de poziția modernă a păsărilor, cu membrele îndreptate sub corp. Oviraptorul este unul dintre dinozaurii mai puțin cunoscuți publicului larg, dar este extrem de interesant pentru cercetătorii din domeniul paleontologiei datorită rolului său în evoluția dinozaurilor și a păsărilor. Paranthropus aethiopicus, cunoscut sub numele de Paranthropus etiopian, este o specie de hominid dispărut care a trăit în Africa de Est acum aproximativ 2,6 milioane de ani, până în urmă cu aproximativ 1,2 milioane de ani în urmă. Acest gen de hominizi este cunoscut pentru caracteristicile sale distincte și pentru contribuția sa la înțelegerea evoluției umane timpurii. Descoperirea și studierea fosilelor Paranthropus aethiopicus au adus noi perspective asupra evoluției umane în Africa de Est. Fosilele acestei specii au fost descoperite inițial în regiunea Omo din Etiopia, dar și în alte locuri precum Kenya și Tanzania, oferind o perspectivă geografică mai largă asupra răspândirii acestei specii. Paranthropus aethiopicus se remarcă prin caracteristicile sale fizice distincte. Acesta avea un creier relativ mic în comparație cu alte specii umane din aceeași perioadă, dar avea o mandibulă și dinți foarte robuste. Aceste trăsături sugerează o adaptare la o dietă mai dură și mai fibroasă, cum ar fi consumul de plante dure, semințe și posibil chiar carne, deși aceasta de urmă rămâne un subiect de dezbatere în comunitatea științifică. Un aspect important al lui Paranthropus aethiopicus este locul său în arborele genealogic al evoluției umane. Este considerat un hominid ancestral, dar nu direct ancestral pentru Homo sapiens. Acest gen a evoluat separat de linia care a condus la Homo sapiens, posibil dintr-un strămoș comun cu Australopithecus. Această ramură a evoluției umane a dezvoltat trăsături specializate pentru adaptare la anumite medii și diete specifice. Studiile asupra Paranthropus aethiopicus aduc informații cruciale despre diversitatea și adaptările umane timpurii în Africa de Est în perioadele Pleistocenului timpuriu și mijlociu. Aceste cercetări contribuie la înțelegerea modului în care hominizii timpurii s-au adaptat la diferite medii și la schimbările din peisajul ecologic al vremii lor. Astfel, Paranthropus aethiopicus este o piesă importantă în puzzle-ul evoluției umane timpurii și înțelegerea rădăcinilor noastre ancestrale în Africa de Est. În noiembrie 1998, arheologii portughezi João Mauricio și Pedro Suata explorau grota Lagarvelo din Valea Lopedo. În adâncurile grotei au descoperit fragmente de oase umane care ieșeau de sub pietre. În timpul săpăturilor s-a dovedit că în acest loc a fost îngropat un copil. Scheletul zăcea într-o gaură mică, iar sub el se aflau fragmente de ramuri carbonizate și o piele de animal pictată cu ocru. Lângă picioarele copilului, arheologii au descoperit craniul unui iepure și oasele pelvine ale căprioarelor. După datarea cu radiocarbon, experții au stabilit că băiatul a murit cu aproximativ 24,5 mii de ani în urmă, la aproximativ vârsta de 4-5 ani. Cel mai interesant aspect al descoperirii a fost faptul că copilul era un hibrid între un neandertal și Homo sapiens. Avea anatomia inerentă oamenilor moderni, dar proporțiile membrelor inferioare ale băiatului erau caracteristice neandertalienilor. Această descoperire a stârnit multe controverse. Criticii au susținut că amestecul a două specii nu ar fi putut avea loc, deoarece în perioada în care copilul a fost îngropat, neandertalienii dispăruseră de mult. Cu toate acestea, datorită multor altor noi descoperiri, oamenii de știință nu mai sunt surprinși de amestecul sângelui acestor două tipuri de oameni.
În 2003, arheologii au efectuat săpături pe teritoriul insulei indoneziene Flores, într-o peșteră numită Liang Bua, și au descoperit rămășițele a 8 oameni străvechi. Această descoperire i-a surprins foarte mult pe cercetători, deoarece înălțimea lor nu depășea 100 de centimetri. Iar pentru această trăsătură, acești oameni au fost supranumiți hobiți, în onoarea personajelor din celebra trilogie a lui John Ronald Tolkien, Stăpânul Inelelor. Hobbits de pe insula Flores sunt o specie dispărută de hominini care au trăit pe insula indoneziană Flores acum aproximativ 50.000 de ani. Acești hominini sunt cunoscuți științific sub numele de Homo floresiensis și au fost descoperiți pentru prima dată în 2003 în peștera Liang Bua de către o echipă de cercetători coordonată de paleoantropologul australian Mike Morwood. Homo floresiensis a fost o specie de om primitivă de dimensiuni mici, cu înălțimea de aproximativ un metru, cu creierul de dimensiuni reduse și cu alte caracteristici anatomice distincte. Această descoperire a atras atenția întregii lumi științifice și a publicului larg, deoarece a ridicat întrebări fascinante despre evoluția umană și despre speciile umane care au trăit în trecutul îndepărtat. Deși Homo floresiensis este adesea denumit hobbit din cauza dimensiunilor sale mici și asemănării cu personajele fictive din cărțile lui Tolkien, trebuie să subliniem că aceștia erau ființe reale care au trăit în trecutul îndepărtat al planetei noastre. Studiile și cercetările continuă asupra fosilelor lor. Ne oferă o imagine mai clară a diversității umane și a evoluției noastre ca specie. Această urmă a fost găsită pe coasta Mexicului. Cercetările legate de aceasta au uimit oamenii de știință, deoarece datarea stâncii în care se afla amprenta a sugerat că primii oameni care au populat America au apărut cu peste 100.000 de ani mai devreme decât se credea anterior. În plus, dimensiunea acestei amprente a fost mult mai mare decât a altora găsite în trecut, fapt care a dus la speculații privind existența unei specii necunoscute de oameni printre primii coloniști ai continentului. Cercetătorii au fost determinați să exploreze posibilitatea că acești primi coloniști ar fi putut fi mult mai înalți și mai mari decât reprezentanții speciei umane cunoscuți. Aceste ipoteze i-au condus pe unii antropologi să speculeze că ar fi putut exista chiar uriași printre oameni. Din păcate, lipsa de rămășițe fizice sau alte dovezi concrete a făcut ca identificarea acestei specii sau a acestor indivizi să rămână o provocare majoră pentru arheologi și antropologi. Descoperirea acestei urme, deși fascinantă, ridică și întrebări legate de lipsa de date concludentă pentru a susține aceste speculații. Cercetările continuă în domeniul paleoantropologiei și arheologiei pentru a aduce mai multă lumină asupra originii și evoluției primilor oameni în America și pentru a clarifica misterul acestei descoperiri impresionante. Oamenii de știință au încercat de multă vreme să găsească răspunsul la întrebarea când au apărut primii oameni pe teritoriul american. În acest scop au avut loc multe săpături. Se considera că primii veniți au ajuns acolo cu 13,5.000 de ani în urmă, dar cu fiecare nouă descoperire această cifră se schimbă. În timpul săpăturilor recente din peștera Zacatecas din Mexico, arheologii au descoperit un număr mare de instrumente primitive. Vârsta acestor artefacte era de aproximativ 30.000 de ani. Imaginați-vă cât de șocați au fost! Din păcate, nu au fost găsite rămășițe umane în acest loc, dar un astfel de număr de instrumente a indicat că oamenii au trăit în această peșteră timp de multă vreme. Poate că această peșteră a fost oprirea lor pe termen lung. Altamura Man, cunoscut și sub numele de Omul de la Altamura, este un fosil de neandertal descoperit în Italia în anul 1993. Această descoperire a fost extrem de importantă pentru înțelegerea preistoriei umane din Europa și a evoluției speciei umane în general. Fosilele Altamura Man au fost găsite în peștera Lama Lunga, situată în regiunea Altamura din sudul Italiei. Descoperirea a fost făcută de către caverniștii amatori care explorau peștera. Această regiune este cunoscută pentru numeroasele sale situri arheologice și fosile, care oferă o imagine detaliată a vieții umane și a evoluției în această parte a Europei. Altamura Man este remarcabil datorită stării sale excelente de conservare. Scheletul fosilizat se află pe o pantă de calcare în peșteră și a fost acoperit cu sedimente de-a lungul timpului, protejându-l de factorii de degradare. Această conservare remarcabilă a permis cercetătorilor să studieze detaliile anatomice ale acestui neandertal într-un mod unic. Analizele inițiale au datat Altamura Man la aproximativ 150.000 de ani, ceea ce îl plasează în perioada târzie a neandertalienilor în Europa.
Neandertalienii sunt cunoscuți pentru adaptările lor la medii reci și pentru cultura lor materială distinctă, care include fabricarea uneltelor de piatră și utilizarea focului. Studiile asupra fosilelor Altamura Man au oferit informații valoroase despre anatomia și biologia neandertalienilor, inclusiv detalii despre dimensiunile corpului, structura osoasă și posibilele adaptări la medii specifice. De asemenea, acest fosil a contribuit la cercetările asupra evoluției umane și la înțelegerea relației dintre Neandertal și Homo sapiens. Pe lângă importanța științifică, Altamura Man a fost un simbol al bogăției patrimoniului arheologic și paleontologic al Italiei și al Europei în general. Fosila este păstrată și studiată cu mare atenție pentru a dezvălui mai multe informații despre trecutul uman și evoluția speciei noastre pe parcursul mileniilor. În timpul săpăturilor pe insula Spitsbergen, oamenii de știință suedezi și norvegieni au descoperit o descoperire senzațională a celor mai vechi fosile de ichthyosaur găsite vreodată. Se credea anterior că aceste șopârle au ajuns pentru prima dată în mare în urmă cu 252 de milioane de ani urmă, după marea extincție a Permianului. Dar cea mai recentă descoperire a infirmat acest fapt. Vertebrele unui ichthyosaur au fost descoperite în roci. Datarea lor a arătat că aceste formațiuni geologice se aflau sub apă cu 2 milioane de ani înainte de dispariție. Acest lucru înseamnă că deja în acel moment ichthyosaurii se aflau în apă. În plus, cu ajutorul modelării computerizate, oamenii de știință au putut stabili că individul care îi aparțineau rămășițele avea o anatomie corespunzătoare rudelor sale de mai târziu care trăiau în mare. Paleontologii au ajuns la concluzia că ichthyosaurii înotau în apă cu 2 milioane de ani înainte de marea extincție și este posibil să nu fi avut niciodată strămoși pe uscat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!